Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt ore de foc la PSD și în coaliție, pentru că mâine la ora 17 este o ședință foarte importantă. Se va decide soarta miniștrilor pe care domnul Tudose îi vrea plecați din guvern. Este vorba despre persoane foarte importante, apropiate de Liviu Dragnea, numai dacă vorbim de doamna Sevil Șaide, care are în mână toți banii pentru baroni, este ministru dezvoltării și de asemenea vicepremier, un post foarte important și este de așteptat ca cele două tabere, tabăra domnului Tudose și tabăra domnului Dragnea, să înceapă bătălia pentru numirea noilor oameni de încredere în aceste posturi cheie. S-a discutat despre un risc de rupere a coaliției, pentru că mai e și domnul Tăriceanu, vă aduc aminte, și ALDE face parte din această combinație, iar unul dintre miniștrii pe care domnul Tudose îi vrea plecat se numește Viorel Ilie și e de la ALDE, iar domnul Tăriceanu, care s-a întors în această seară hotărât în țară, spune că n-are de gând să renunțe la acest personaj din guvern și este de așteptat să ceară sau să negocieze suplimentar cu domnul Dragnea. De asemenea, se discută despre o posibilă ieșire de la guvernare sau cel puțin aceasta ar fi varianta pe care o aruncă domnul Dragnea în bătălia cu Tudose, astfel încât baronii să se sperie și să se întoarcă împotriva lui Tudose. Pe de altă parte, vă spuneam, sunt voci care îi cer lui Tudose să nu renunțe și de asemenea domnului Dragnea să cadă cumva la înțelegere. Domnul Codrin Ștefănescu, de pildă, spunea în urmă câteva minute: mă băieți, împăcați-vă, pentru că noi de aici nu plecăm, de la guvernare, firește unde sunt banii mulți. Și atenție, s-a discutat chiar despre posibilitatea unei noi moțiuni de cenzură în situația în care nu se înțeleg taberele. Vă imaginați ce ar însemna o nouă moțiune de cenzură și unde s-ar ajunge? O să analizăm toate aceste scenarii, pentru că mai sunt câteva ore până când se va decide soarta acestui guvern. Dacă pleacă Tudose, dacă își dă demisia Tudose, practic cade guvernul și atunci vor trebui să o ia de la început cu toate procedurile. Este o bătălie pe funcții, pe putere, nu pe, neapărat pe prosperitatea noastră, asta cred că s-a înțeles din start. O să analizăm, mai ales în a doua parte a emisiunii noastre, o să ne se alăture și domnul Cornel Nistorescu, dar o să vorbim despre subiectul ăsta și acum. Astăzi, în Parlament, că, iarăși, un subiect important care are legătură cu ce se va întâmpla mâine, numirile la Curtea de Conturi. Acolo am discutat așa seară domnul Mihai Busuioc, secretarul general al guvernului, un apropiat al lui Liviu Dragnea, de asemenea domnul Florin Tunaru, care a fost consilier și a lucrat la Consiliul Județean Telorman, este vicepreședinte la Curtea de Conturi. Astăzi s-au luat deciziile, plenul Parlamentului a votat aceste numiri. Dacă cineva mai avea vreun dubiu în legătură cu susținerea domnului Liviu Dragnea în PSD, asta a fost dovada clară, mai ales că domnul Dragnea, de la tribuna Parlamentului, a susținut sus și tare că n-au de ce să fie nemulțumiți cei care visau la o funcție de președinte al Curții de Conturi, pentru că s-a gândit la aceste nominalizări să nu politizeze. Deci nu sunt membrii pe PSD sau ALDE sau nu aparțin de niciun partid propunerile, numai că sunt oamenii lui, sunt oamenii importanți. Și o să vedem, o să analizăm și subiectul ăsta. Și o să mai discutăm și despre baza Pescariu, pentru că e un subiect foarte, foarte important și o să vedeți de ce. Am vorbit și aseară despre prejudiciul imens calculat de procurori, 93 de milioane de euro, dar nu s-a pus niciun sechestru. Nu e interesant? L-am chemat aici pe domnul Cătălin Antohe, jurnalist, cetățeanu.net. Bună seara, Cătălin, bine ai revenit. Tu ai scris prima dată despre subiectul ăsta cu baza Pescariu. Ne-ai adus și niște documente foarte interesante, așa că o să auziți lucruri foarte, foarte, foarte tari în această seară pe subiectul ăsta. Îl salut și pe domnul Sebastian Bodu, fost președinte ANAF. Bună seara, bine ați venit cu dumneavoastră. Mai mult pe Curtea de Conturi aș vrea să insistăm cu subiectele. Totuși vom începe dezbaterea cu ce se întâmplă în coaliție, dacă există riscul să plece PSD de la guvernare și ALDE, o să vedeți și aritmetica parlamentară, pentru că ar avea cu cine să facă majoritate. Nu e asta o mega problemă. Aș vrea să vedem întâi, pentru că s-au întâmplat și la DNA, vorbeam de ce s-a întâmplat în Parlament și la partide, s-au întâmplat și la DNA foarte multe audieri, în cazul Belina, doamna Sevil Șaide a fost acolo, domnul Teodorovici, de asemenea, Șova, l-am văzut și pe Șova acolo. Dacă avem ceva pregătit, să vedem ce exact, să vedem ce a spus doamna Sevil Șaide de la DNA. Eu cred că sunt același om
Am respectat întotdeauna partidul și cel care m-a pus în funcția de ministru este CEX-ul. Și decizia mea, care este luată, va fi comunicată mâine în CEX. Permiteți-mi să nu fac afirmații despre poziția mea pe scările DNA-ului sau pe stradă. Și această demisie vă este cerută în contextul anchetei. Vă rog să-mi permite. Da, mâine o să anunțe doamna Sevil Șai de ce face. Vă spun că din această seară au apărut informații cum că sunt pregătiți cu demisiile și Rovana și doamna Sevil Șai de și despre Viorel Ilie, ziceau unele surse că ar fi de asemenea de acord să plece din guvern. Important este sau bătălia în continuare se va da cine vine în loc. Cine vine în loc? Avem pe ecran niște variante. Domnul Ciolacu ar fi o propunere bună din punctul de vedere al lui Liviu Dragnea pentru a o înlocui pe doamna Sevil Șai de. Vă spun, acest minister al dezvoltării este foarte important. Acolo sunt niște bugete incredibile și tot baronetul este conectat la această sursă. Deci, de aici vine puterea domnului Liviu Dragnea. De la acest minister al dezvoltării, acolo se împart banii și cine primește bani, bineînțeles că e mulțumit și susține pe cine trebuie. Bătălia în principal se dă pe acest minister al dezvoltării. La doamna Rovana Plumb, o să discutăm, iată, propunerea. La Rovana Plumb ar fi domnul înlocuitorul Marius Nica, a fost ministru al fondurilor europene în guvernul Ponta. Domnul Tudose a vorbit despre doamna Rovana Plumb că sunt niște nemulțumiri venite de la Bruxelles și în legătură cu doamna Sevil și în legătură cu doamna Rovana pe fonduri europene și că nu mai sunt agreate aceste doamne în guvern. Să vedem și celelalte variante. Iată, la Ministerul Transporturilor pleacă Răzvan Cuc și vine Gabriel Vlase. În prezent, Gabriel Vlase este vicepreședinte la Camera Deputaților. Oameni foarte importanți. Îl avem la telefon pe domnul Stelian Tănase. Bună seara, domnule Tănase. Bună seara, bună seara. Aș vrea să vă întreb dacă, din punctul noastră de vedere, credeți că există posibilitatea ca această coaliție să se rupă, să se iasă de la guvernare și să se ajungă chiar la o nouă moțiune de cenzură? Adică vreți să fiu Mafalda? Nu, dar... Înțeleg că nu. Sunt cred scenariile astea în lucru. ALDE nu poate să plece de lângă PSD, îmi spune un calcul, să zic, rațional. Pentru că în momentul ăla el și dispare ca partid, deși poate că s-ar lipi repede de PNL, ar face opoziție, etc., ca un partid balama, da? Dar nu cred că se va... Pentru că ALDE este foarte dependent și este de fapt o invenție a PSD-ului care le-a oferit funcții, locuri în Parlament și numai în această măsură acest partid există. Asta e o problemă. De altă parte, PSD-ul, ciuda fracturilor, aripioarelor, dizidenților, a rămas bloc. Deci nu avem pericol, nu este pericol acum de rupere în interiorul PSD. Deci văd în continuare... Coaliția va rezista, dar Tudose a câștigat, probabil, vedem mâine, de fapt, o să avem posibilitatea să tragem o concluzie. Tudose a câștigat o rundă în fața lui Dragnea. Da, bun, acum domnul Tudose bănuiesc că are foarte multe cărți acum în mână, adică mâine ar putea să ceară să fie numiți pe posturile astea lăsate liberă doar oamenii lui de încredere. Credeți că Dragnea ar putea să meargă până într-acolo încât să ajungă la o moțiune de cenzură, să-l dea afară în condițiile astea? Vă imaginați? Dragnea nu are mâinile legate, el nu poate în acest moment să facă ce a făcut acum 4 luni chiar numai, da? Și să facă o moțiune de cenzură și să dărâme al doilea guvern, deci după Grindeanu. Să ne amintim, Grindeanu era pus de el, era primului prim-ministru al lui Dragnea personal, în timp ce Tudose a fost pus de un conclav al partidului care i-a dat peste mână atunci Dragnea și i-a spus nu, primul ministru pune partidul, nu Dragnea, dacă vă amintiți situația. Da. Și acum se vede, pentru că Tudose are sprijin în partid, are sprijin și în Parlament, e conectat cu baronii, el însuși fiind un baron local,
Și nu este așa ușor lui Dragnea să manevreze. Dacă vrea să bage moțiune de cenzură, Dragnea nu va fi sprijinit de PSD. Da, toată lumea e panicată să nu care cumva să se plece de la guvernare, că asta e prioritatea. Adică din momentul în care ai plecat de acum, la știți, conducta de bani, o... Da. La nivelul ăsta de guvernare, oricine poate să guverneze în România, exact ca în tata Marx, care spunea că femeia de servici poate să fie ministru. Deci luăm niște băieți de la deratizare, niște portari de hotel și facem un guvern. În România se poate face asta, n-ar fi o mare diferență. Știți că nu s-ar observa. Nu cred că Dragnea, lăsând gruma la o parte, are suficient spațiu de manevră să bage moțiune de cenzură susținută de PSD ca să-și dărâme propriul guvern. Dacă ar face-o, PSD-ul se prăbușește și nici nu văd de ce ar mai candida la viitoarele alegeri. Dar credeți că în spatele lui Tudose, nu știu, există niște personaje care trag niște sfori, nu neapărat din zona politică, nu neapărat din zona PSD-ului? Știți ce se întâmplă? Totdeauna apar asemenea calcule, socotel, scenarii, e cineva în spate, e o conspirație, nu e de capul lui, de fapt alții îl controlează. Eu nu cred. Cineva știu, am văzut undeva comentați că i s-ar fi spus ieri la partid că premierul ascultă prea mult directive de la SRI și de la DNA. Numai că vedeți că ședința se desfășura la Chiselef, adică guvernul se discută la Chiselef? Nu-i tot aia? Nu, guvernul discută numai la Palatul Victoria. Oricât că Tudose cam asta vrea, așa cum are cu aspectul lui așa de mucofan, de brutal, de tractorist, a pus piciorul în prag și a spus, e guvernul Tudose și eu îmi iau răspunderea, eu semnez, așa că voi stați mai departe. Și vrea să-și pună miniștri, n-aș spune ai lui, dar niște miniștri care nu se duc să dea raportul lui Dragnea în fiecare zi. Dar, cred că asta este miezul disputei. Dar pe Tudose îl bănuiți de bună credință sau e vorba doar despre două clanuri, două grupări, două tabere care au aceeași țintă, să ajungă la conducta de bani, să-și pună oamenii acolo și cu asta basta? Ca să simplific, e o problemă de cașcaval. Așa, de cașcaval. Nimic altceva. Este un fond din acesta de corupție, de privilegii, este un partid care a câștigat detașat alegerile, dar n-a știut să gestioneze victoria, a mers din eșec în eșec și s-a compromis, poate nu în ochii electoratului captiv al PSD-ului, dar în general în spațiu public, pentru că guvernează foarte prost. Și pe acest fond, fără viziune, fără o strategie, fără un program viabil, rămânem la scandalul, la bârfă, la corupție, la scoală te tui să mă așez eu și cam pe aici suntem. PSD oferă o guvernare realmente lamentabilă. Mulțumesc foarte mult, domnule Stelian Tănase, pentru intervenția dumneavoastră. Vin și în platou, nu, aș vrea să vin în platou, pentru că aș vrea să întreb pe invitați în legătură cu subiectul ăsta și apoi să mergem să analizăm numirile de la Curtea de Conturi. Atenție mare, oameni buni. Deci domnul Dragnea nu vrea să politizeze Curtea de Conturi, dar și-a pus niște băieți acolo care nu sunt din partid, dar sunt oamenii lui. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Sebastian Bodu, în legătură cu povestea asta, adică o instituție, că ați condus instituție de control. Da, Curtea de Conturi este foarte importantă pentru că orice fel de derapaj cu privire la cheltuirea banului public se constată, se verifică către Curtea de Conturi, deci dacă ai Curtea de Conturi, e un pic mai ușor. Multe sesizări de la Curtea de Conturi se duc către organele de parchet și atunci, da, în momentul în care ai... Da, da, poate președintele să oprească niște anchete? Poate interpela în modul ăsta să spună nu faceți anchetă în Curtea de Conturi? Ierarhică. Acum, să știți că niciodată o anchetă de asta nu se oprește așa la modul, băi, ia oprește ancheta aia, că... Nu, se sugerează, nu e bine, nu e oportun, nu e... Dar care înțelege bine, care nu înțelege, iară bine, dar de obicei se înțelege. De obicei se înțelege, dar văd că se pune mare accent pe prevenție. Deci,
Curtea de conturi, înțeleg din punctul de vedere al celor de la PSD, că ar trebui să se ocupe de prevenție. Adică în ce sens? Eu înțeleg că obiectul de activitate al Curții de Conturi e legat de controle și de... Face și control preventiv, face și control ex post, adică verifică cum s-au cheltuit banii, dacă s-au respectat criteriile legale și dacă citiți legea de organizare a Curții de Conturi, vedem că sunt și chestii foarte subiective, de genul necesitatea, care poate să ducă spre oportunitate, deci aici și invers, adică poți să ai o pedală pentru cei care, mă rog, sunt mai puțin dezirabili. Domnul Antohev, Curtea de Conturi, foarte importantă și rolul președintelui este esențial. Dacă facem numai o comparație între activitatea Curții de Conturi între perioada în care era președinte Dan Drosu Șaguna și perioada în care a venit Nicolae Văcăroiu, vom constata niște diferențe foarte mari. Adică începând cu mandatul lui Nicolae Văcăroiu, Curtea de Conturi a început să-și manifeste foarte pregnant rolul de control. A dispărut perioada dosarelor ținute la sertar, de care Dan Drosu Șaguna fusese acuzat inclusiv în presă în repetate rânduri. Și într-adevăr s-a dinamizat foarte mult activitatea Curții de Conturi. Au apărut toate aceste rapoarte pe care le-am tot citit cu toții în anii ăștia și practic Curtea de Conturi a fost de multe ori o instituție care a apărut tot mai importantă în contextul societății. Prevenția de care vorbește PSD-ul este într-adevăr o problemă. Acest rol de prevenție al Curții de Conturi a dispărut. Era vorba de situația în care diversi primari sau consilii locale solicitau Curții de Conturi un punct de vedere asupra legalității acțiunilor. Și atunci Curtea de Conturi le spunea cum anume să procedeze ca să procedeze legal. Din momentul în care acest rol a dispărut, a fost șters practic din lege, s-a deschis calea spre toate acele procese de abuzuri în serviciu în care unii primari au căzut și din neștiință sau din... De astăzi, din plenul Parlamentului, era fost audierea și avizul în Comisia de Buget și astăzi s-a dat efectiv votul. Mă uitam astăzi la niște reacții, niște oameni din media și, mă rog, rețelele de socializare urmăreau acest vot. Dacă nu se votează conducerea, înseamnă că nu mai are Dragnea susținere în PSD, mai ales că și-a plasat acolo oamenii. Erau mulți care râvneau la postul de președinte al Curții de Conturi, inclusiv un greu al PSD-ului, domnul Bădălău. Da, și a plasat și în același timp a tăiat anul acesta prin buget, a tăiat din fondurile Curții de Conturi, i-a pus într-o mare dificultate și din punct de vedere al activității de control, de unde și suspiciunea că își dorește să scadă rolul și importanța Curții de Conturi. Dar revenind la oameni, foarte interesant, domnul Mihai Busuioc a fost președintele Societății Oficiului Național de Cadastru, unde a implementat un program de 200 și ceva de milioane de euro. Să înțelegem că la un moment dat Curtea de Conturi va verifica cum a fost implementat acel program pe cadastru. Ceva probleme cu... Nu, dar întotdeauna pot apărea astfel de situații. Dar în cazul ăsta te abții dacă... Da. Deci când se votează în plenul Curții de Conturi, te abții că ești în conflict de interes. Despre domnul Tunaru... Asta e oricum o poveste destul de veche, nu? Da, nu, e o poveste de... Când a fost președintele Oficiului Național de Cadastru. E o poveste de 3 ani de zile, programul încă se implementează. Deci asta, nici nu pot să spui asta pentru că noi facem un proces de intenție, nu, asta o ipoteză, pentru că atunci ar trebui ca cei consilieri Curții de Conturi să provină numai din privat. Florin Tunaru a fost și a lucrat, dacă nu mă înșel, și în Garda Financiară Teleorman și a fost implicat, a avut un dosar la poliție în care era cercetat pentru faptul că a transportat banii PSD de la PSD Teleorman la PSD București. Există și dovezi în acest sens, am o declarație olografă prin care domnul Tunaru explica cum anume proceda atunci. Deci el este un om de bază al PSD Teleorman. Cum adică transporta banii PSD de la PSD Teleorman? La un moment dat de la PSD Teleorman s-au dus niște bani la PSD București într-un punct, într-o pungă. Nu știu ce a luat ce concluzie a ajuns poliția, da, sacoșă. Și domnul Tunaru explica că el nu a știut ce anume este acolo. Deci de acolo el a fost adus vicepreședinte la NAF, da, la un moment dat, și acum este mutat la Curtea de Conturi, dar el are o legătură foarte puternică cu PSD Teleorman și această legătură e documentată inclusiv de această anchetă despre care vă vorbeam. Repet, am declarația olografă lui Florin Tunaru în care el explică că nu a știut ce e în punga aceea și că erau bani. Da, s-a încheiat acea anchetă. Presupun că s-a încheiat, că altfel nu-l vedeam mai încolo. N-am urmărit cazul mai departe, l-am relatat. Este o problemă de acum câțiva ani. Nu cunosc, nu știu. Este. E relatat, public, am publicat acea declarație, încă o am, o copie a ei. Da, el este dar un mă mir că
pe cum s-a oprit în fața de poliție, bănuiesc că asta era o chestie de... Depinde. Deci, dar stai puțin, cine a făcut ancheta? Că e și asta important. IJP-ul Orman. Dar IJP-ul face sub coordonarea procurorului. Acum, problema noastră, problema pe care o spun, nu este în sensul dacă a fost sau nu vinovat într-un fel aici, ci de faptul că el transporta bani, că a recunoscut că a transportat bani, că spune că nu știa că înăuntru erau bani, dar acest lucru arată că... Fiind funcționar public, în ce calitate transporta banii? Foarte interesant, da, foarte interesant. Da, deci aceștia sunt doi dintre oamenii pe care domnul Dragnea i-a pus la Curtea de Conturi în ideea de a nu politiza Curtea de Conturi. Da, domnul vine de la Telorman, din PSD Telorman, Sacoșaru, cum înțeleg că cu asta se ocupa. Uitați, chiar o să iar domnul Mihai Busuioc, secretarul general al guvernului, deci o poziție cheie în guvern, de asemenea a fost mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea la Ministerul Dezvoltării. Dacă e să ne luăm după Ponta, care spunea că ăsta e rolul domnului Mihai Busuioc de la Curtea de Conturi acum, să îngroape toate... Da, am știut și eu ce a scris de Ponta, destul de larg, adică a dat multe informații care, nu l-a preluat presa. În contextul în care PNDL-ul devine Programul Național de Dezvoltare Locală, devine tot mai important și se rulează tot mai mulți bani prin el către primari și bineînțeles că vor apărea iarăși aceeași probleme, dăm către primarii roșii ai PSD-ului, nu dăm mai puțin către cei galbeni sau de altă culoare. Desigur că Curtea de Conturi ar putea avea un rol important și în acest context e de înțeles faptul că nimeni nu-și dorește un control real al Curții de Conturi, nimeni. Anumite persoane nu-și doresc un control real al Curții de Conturi asupra legalității și mai ales al oportunității cheltuirii banului. Deci Curtea de Conturi se poate băga pe oportunitate? Bineînțeles că poate discuta și despre. Nu spune exact în lege, spune eficiență, dar eficacitate, economicitate. Exact. Păi ce înseamnă economicitate? Adică de ce ai finanțat acest proiect și nu altul mai ieftin? De ce oportunitate? Din punctul așa numai avem tot felul de parcuri construite la marginea statului unde nimeni n-are nevoie de așa ceva, de terenuri de fotbal construite în pantă sau de mai știu ce. Da? Deci, să vă mai spun că în afară de terenuri de fotbal construite în pantă, avem în România teleschiuri construite pe orizontală, undeva pe la stațiunea Vidra, o să apară și informațiile astea cât de curând. Asta nu se mai pot ancheta, că e treabă de oportunitate. Ce aștept de la domnul Busuioc? E bine că măcar Curtea de Conturi se poate băga pe oportunitate. Ce putem aștepta de la domnul Busuioc e ca în calitate de președinte al Curții de Conturi să facă acea reclamație de care domnul Văcăroi a fugit. Chiar vis-a-vis de baza cutezătorii de care vom discuta, este un teren care a fost dat prin hotărâre de guvern Curții de Conturi a României să-și construiască sediu în 2004 sau în 2005. Terenul acela a fost cedat apoi de domnul Șaguna și de domnul George Pufan, secretar general al Curții de Conturi a României, în prezent reprezentantul Curții de Conturi a României la Curtea Europeană de Conturi, a fost cedat domnului primar. Este membru al Curții Europene de Conturi. Din partea României. Bine, acel teren a fost cedat către domnul Neculae Onțanu și a ajuns astăzi în proprietatea unor persoane private, care și-au construit acolo vilă și alte lucruri, în situația în care acel teren figurează și astăzi legal ca făcând parte din domeniul public al statului, deoarece nu a existat nicio altă hotărâre de guvern care să îl scoată din domeniul public. El a fost oficial. Concesionat ce a făcut? Nu. Păi și cum a construit? A fost pur și simplu mânărit, iertați-mi expresia, da? Și a dus către sectorul 2 și apoi către diversi beneficiari privați. Am discutat cu domnul Văcăroiu personal despre acest dosar. Mi-a confirmat și că a existat o vizită a procurorilor DNA pe